cea mai ușoară muncă. Trăia odată într-un sătuc un bărbat și o femeie. Aceștia o duceau ca orice săteni obișnuiți care aveau un petic de pământ și copil de crescut. Dar bărbatul se plângea toată ziua soției sale. Sunt atât de obosit, munca câmpului este foarte grea. Ce bine poate fi de tine care stai toată ziua acasă și nu faci mai nimic. De la un timp, femeia se sătură să-l audă plângându-se, așa că într-o dimineață se trezi în zor și-l anunță pe soț că merge la secerat, iar el poate să rămână acasă. Nu trebuie să faci mare lucru, doar mulci vaca, fierbi laptele și hrănești copilul, dai de mâncare păsărilor, pregătești ceva de aleguri și pentru noi, mătur puțin prin curte și prin casă și asta-i tot, mă adăugă femeia. Soțul, fericit că se va putea odihni o zi întreagă, pornia gale cu găleata spre staulul vacii ca să o mulgă. În timp ce o mulgea, numai ce auzi copilul plângând și fugi repede în casă. Între timp, vaca răsturnă găleata cu laptele mulți, așa că omul rămase cu două căni de lapte pe care merse să le pună la fiert. Între timp, ieși să măture curtea, dar laptele dădu în foc. Omul nu mai știa ce să facă acum, căci copilul plângea de foame, dar lapte nu mai avea. Curtea era măturată pe jumătate, iar găinile, care nu își primiră nici ele masa, se puseră pe cotcodăci. Omul merse de grabă să le arunce niște boabe, iar apoi porni spre grădină să culeagă zarzavaturi pentru ciorbă. Se grăbi înapoi, dar lăsă portița deschisă, așa că păsările intrară și ciuguliră legumele. Când ajunse soția acasă, toate erau vraiște, iar bărbatul se chinuia de zor să termine măcar curtea de măturat. Mi-ai dat o lecție bună, îi spuse el. De mâine merg la câmp fără să mă mai plâng. Munca ta nu e ușoară și acum chiar mă mir cum faci de le potrivești pe toate.